Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale în care, după cum puteți vedea, avem 500 de gemuri și încă din titlu se... vă veți da seama ce vom face în acest episod. Ei bine, pe shop ne-a ne, apărat, ne apărut această ofertă de Legendary Chest și Executioner pe care l-am luat puțin mai înainte. Ok, deci o să deschidem Legendary chestul și după vom încheia episodul pentru că da, mi se mișcă în lag. Dacă nu mi se mișca în lag, făceam și acest 2v2 uh, Sudden Death Challenge. Dar probabil că o să-l facem un pic mai târziu, evident nefilmat, pentru că da, dacă filmam, nu era bine deloc. Păi, Uh, sunt în arena nouă, 2574 de trofee, dar uh, faza e că. când se va încheia sezonul și asta nu stiu când se va întâmpla, uh, cred că aici, current season ends, a, ah, 23, ok. Um, 6510. Păi ăștia cred că au timp să ajungă în 23 de zile. La ăsta văd că e în master, iar uh, Adam ăsta a, a ajuns în Ultimate Champion. Și acum este la 5400 de trofei. Ok, deci uh, se pare că am vorbit două minute. Uh, trebuie să mai fac niște lupte să văd dacă pot urca la 2600 de trofee pentru că din greșeală am apăsat pe battle și evident nu mai pot să dai cancel pentru că așa e Clege royale lui e făcut foarte foarte prost adică de ce mai ies de acel buton de cancel dacă nu poți să-l apeși de fapt poți să-l apeși dar nu merge deci odată și te-a băgat în meci nu mai poți să ieși deci ori pierzi trofee, ori câștigi, ori scoți dro. Și m-am chinuit acolo să scot un, o egalitate, dar faza e că era level 10. Ce puteam să-i fac eu? Evident, să-l să câștige. Bine, nu cred, nu l-am lăsat cu 3-0. L-am lăsat cu 2-0. Păi și chiar puteam să scot 2-1. Nu știu, adică era la HP pe ambele turnuri, doar că nu mai avem timp să le dobor. Era un ton 600 de HP și celălalt era la 1000 și ceva, nu mai știu cât avea, dar ceva de genul. Hai să nu mai stăm la discuții și să deschidem acest legendary chest. Să sperăm că ne va pica o legendară nouă și bună, ceva gen Electro Wizard sau nu vreau uh, legendare pe care le am eu acum. OK. 3 2 1 și o să pun mâna la ochi. O să vedem ce ce ne va pica. Cred că ne-a picat deja. Ah, ba nu. Încă se învârte. Night Witch! GG boys. GG, deci G fucking G. Avem Nightwitch. Bă, ești nebun la cap. Bă, dar numai legendare bune avem noi, bă. Avem Nightwitch bandită, prințesă și graveyard. Totuși, cred că vrem un Lava Hound ceva. <laughs> Sau, nu știu, un Electro. Dar, până la urmă, bă, e bun și Nightwitch. Adică, pana mea, nu știu. După părerea mea, mi se pare chiar foarte bun. Haide, fă screenshot-ul odată. Ok. Deci da, ne-a picat Night Witch Din Legendary Chest. De pe shop. Ok. Deci, cam atât a fost cu acest chest opening. Eu am fost Mihai și ne revedem data viitoare. La revedere!